Vă salut pe toți fanii științei, bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 2023. Astăzi Universitatea Craiova va întâlni echipa din Mioveni, echipa locală CS Mioveni. Și după cum bine v-am obișnuit, vom juca și un meci demonstrativ de FIFA 2023 înainte de acest meci. Să le urăm multă baftă leilor noștri. Avem nevoie de o victorie, cred că în primul rând pentru moralul lor este foarte importantă victoria. A început meciul, suntem în alb-albastru, atacăm de la dreapta la stânga. Pasă greșită lui Crețu acolo. Foarte bine recuperează Nistor. Pasă bună aici către Marcovi. 1-0 pentru Universitatea Craiova, minutul 7, marchează Jovan Marković. Ce bine s-a demarcat, a făcut o bicicletă și după aceea un șut în cross direct la colțul lung, fără nicio șansă pentru Iustin Popescu. Avem posesia, a început să-i dominăm pe cei de la CS Mioveni. Pasă interesant acum, Coșereanu este cel care centrează, dar foarte bine strânge Ivan Martić. Pleacă acolo, haide, au, au, au. Pleacă foarte bine Fane, ținem de ea, Crețu, pasă până către Dan Nistor. Și din nou Marković. Într-o 26. Am avut foarte multe ocazii, dar la prima am reușit să marcăm și asta înseamnă că cei de la Mioveni trebuie să iasă la joc. Foarte bun aici. Campanul către Crețu. Patajelul, foarte bine și băieții. Ivan aici poate insista. De fapt a insistat. Bayram acum. Ball roll. Pasă bună, Ivan către Marković. E blocat, excelent acolo Câmpanu și Buziuc. Final de primă repriză, Universitatea conduce cu scorul de 1-0 la pauză. O partidă destul de grea. Ivan acum. Crețu către Nistor. Pasă bună. Marković. 2-0 pentru știința. Jovan Marković este cel care reușește dubla și dublează în același timp și avantajul pentru formația noastră. O combinație destul de bună și o pătrundere cum Jovan ne-a obișnuit.
ține de minge echipa noastră. Martic bagă în centru către Nistor. Nistor către Crețu. Șut bun! A fost și un time finishing pe verde, dar Fane nu are noroc. Și-ar fi dorit și el cu siguranță un gol. Pasă bună mai departe. Oh, ce ratare. Ce ratare a Științei. Veres. Bienveniu poate pleca pe un contraatac. Liviu Antal pasează către Silviu Blănaru. Blănaru. Din nou Blănaru. Foarte bine intervine David Lazar. Crețu. Mai sunt aproximativ 18 minute din această confruntare. Nistor încearcă un șut de la distanță și lovește bara transversală. Pasă bună acum către Marcovici. L-a văzut pe Ivan, șutul lui Ivan puțin peste poartă. Bairam acum încearcă un șut pe verde, dar reține Iustin Popescu fără nicio șansă. Fără nicio șansă pentru Fane. Din păcate, da, reușim să conducem tot meciul. Câștigăm cu scorul 2-2 la 0. De seara de la ora 20:30 și leii noștri trebuie să învingă. E un meci foarte important. Și pe această cale le urăm multă baftă și forța Știința. Dacă v-a plăcut astfel de episoade, nu uitați să apăsați butonașul de like și să vă abonați, să aprindeți clopoțelul ca să vedeți toate lucrurile importante și noi pe care Universitatea Craiova le face atât cu jucători cât și la FIFA. Eu am fost Dan Văzărnescu și vă urez o după amiază minunată. Forța Știința!